Pădurile munților Apuseni adăpostesc cea mai mare resursă de fructe de pădure din zona Transilvaniei. Considerate produse ecologice și având deosebite calități aromatice, aceste fructe sunt și o bună sursă de venituri pentru locuitori. Gemul de afine sau smeură, siropul de muguri, de brad, toate pot fi cumpărate direct de la gospodinele locului, gustul dulce al apusenilor devenind astfel unul de neuitat. Comercializarea fructelor de pădure, dar și a diverselor preparate, a devenit o adevărată îndeletnicire pentru locuitorii munților Apuseni. Gospodinele au pus în practică diverse rețete pentru a pregăti dulcețuri și siropuri care decare mai aromate și mai gustoase. Pe marginea drumului sau în inima pădurii găsește amplasate tarabe pline de astfel de produse ecologice care trag cu ochiul turiștilor. Avem aici gem de afine, tot așa. Un kil de afine, 60 de grame de zahăr, le fierbem, le așezăm la borcan. Avem sirop de afine, iar fierbem fructele, la un kil de afine punem un kil de apă, strecurăm, punem un kil de zahăr, îl fierbem, punem la sticlă. Și rețete originale văd, da, că... originale, ăsta e de brad. Culegem în luna limai muguri de brad, îl fierbem, îl strecurăm, punem kil la kil zahăr, kil de lichid, un kil de zahăr. Îl fierbem 20 de minute și îl așezăm la sticlă. Toate sunt culese de aici, din zona munților Apuseni? De aici, din munții noștri. Spuneți-i, vă rog frumos, văd că aveți foarte multe siropuri. Sunt și medicamente pentru dumneavoastră, le folosiți cu aceste scopuri? Spun bătrânii, când aveau diarie, copilașii și noi când eram mici, numai ne da afine, băga într-o sticlă cu zahăr. Ne da și ne trecea. Și alte siropuri? Astea pentru răceală, când e doar gâtul de brad, smeura mai mult cu apă. Sirop cu apă naturală. După zeci de ani petrecuți în scopul promovării zonei din punct de vedere turistic, oamenii locului s-au reprofilat încercând să obțină venituri suplimentare din rodul pădurilor. Iar dacă femeile culeg fructe și pregătesc dulcețuri, bărbații au trecut la cioplitul în lemn, devenind meșteri populari. De soțul meu, care lucrează acum pe tulnicuțele astea și pilinguri, el lucrează de la vârsta de 10 ani, îmi povestește că a făcut primul ciubăr, deci primul ciubăr care se numea nu ciubăr, deci o doniță pentru băut apă. Deci avea vârsta de 10 ani. Pe urmă, în continuare, a făcut ciubere, a lucrat la ciubere, din care am lucrat în turism, că el a fost angajat aici, pasnic ghid la Ghețarul, 42 de ani a lucrat aici cu turismul. Între timp am mai și făcut ciubăruții, pentru că nu se putea numai tot timpul de aici. Mai făcea ciubere, mai făcea din astea. Iar după ce au terminat aici, la Ghețarul, ni s-a mai deschis un muzeu acolo jos, la parcare, care a mai fost și acolo vreo 12 ani. Înseamnă că vreo 60-70 de ani aproape am lucrat în turism. 50, deci 50 de ani de căsătorie avem și am lucrat tot în turism amândoi. Chiar dacă invazia plasticului a scăzut cererea pentru ciubere și alte obiecte casnice din lemn, meșterii creează acum suveniruri pentru turiștii care vor să plece din zonă cu amintire. Dar totul s-a proferat pe tulnicuțe, linguri, ciubăruțe, donițe din astea, pentru ca să avem cu ceva să stăm în fața turiștilor când vin la noi, ca să plece cu ceva din țara moților, nu? Din păcate, tinerii care locuiesc în zona munților Apuseni nu împărtășesc această pasiune a cioplitului în lemn, iar obiectele de artizanat care duc tradiția mai departe sunt din ce în ce mai puține.